prefectul județului Vrancea, Nicolae Halic, este în direct cu noi și mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, domnule prefect! Cât de gravă e situația la dumneavoastră și cu ce schimbă situația declanșarea stării de alertă? Să rămână, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, Nicușor Halic mă numesc. Mulțumesc pentru precizare. Deci, starea de alertă, nu starea de urgență, este o măsură necesară cerută de autoritățile locale, pentru că în baza codului portocaliu și care s-a accentuat și din punctul meu de vedere în anumite zone din județul Vrancea a fost mai degrabă cod roșu, trebuie să-și procure echipamente, utilaje, resurse suplimentare pentru a îndepărta efectele căderilor de zăpadă, dar și a viscului din ultimele 30 de ore. Deci de aceea e nevoie de starea de alertă. Cele mai complicate zone în județul Vrancea sunt drumul european, arhi cunoscut e 85 Focșani-București, care este blocat datorită faptului că pe raza județului Buzău sunt încă 7 km înzăpeziți complet. Acolo unde au fost mobilizați deja militarii, unde a fost mobilizată armata să intervină. Și pentru asta a trebuit să oprim tot ce tranzita județul Vrancea către Buzău în zone de siguranță și am ales să le parcăm în zonele rezidențiale, adică în localități. Ce pot să vă spun este că pe întreg traseu al drumului european 85, la noi, așa cum spun drumarii, drumul este la negru, adică nu există zăpadă pe 85. Doar că sunt opriți din motivele pe care le-am spus. A doua mare problemă o reprezintă sudul județului Vrancea, cu mai multe localități, unde viscolul este în continuare la intensitate foarte mare, la rafală în jur de 60 de km pe oră, ceea ce face imposibilă în anumite zone intervenția mijloacelor de dezăpezire. Domnule prefect, eu n-am auzit, e adevărat, am stat nu doar acum și în anii anteriori, foarte multe situații au trecut prin Vrancea de urgență, dar încă nu am auzit nicăieri în lume să existe vreo, tehnologie care să poată să dezăpezească sau să mențină dezăpezit un drum viscolit, mai ales în cod portocaliu. Avem informații de ultimă oră, domnule prefect, și vă rog să-mi spuneți dacă aveți dumneavoastră noutăți în legătură cu două femei însărcinate care au fost ajutate de pompieri să fie transportate la unități sanitare, la cele mai apropiate unități sanitare, femeile însărcinate blocate în autoturisme. Ce știți despre starea lor? Nu știu despre blocat în autoturism, o să verific imediat. Știu de o femeie însărcinată la locuința ei din zona Sihla Băugza, tot zona de sud a județului, una din zonele cele mai afectate, unde este trimisă o autoșenilată de acum câteva ore. Nu este pusă în pericol, doar că își așteaptă termenul de naștere și pentru a nu ajunge să fie în situația de a naște, am luat decizia să mergem să o aducem la Spitalul Județean Vrancea. Am trimis o autoșenilată a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care practic merge pe câmp. Nu se poate merge pe drum. Pentru dacă că aveți un nume. Apel de făcut pentru populație, domnule prefect, vă rog. Un apel pe care îl fac de ieri, l-am făcut și azi noapte, inclusiv când eram pe niște drumuri și județene și naționale, am găsit câțiva semeni de-ai noștri, ca să nu le spun altfel, care pur și simplu au ieșit să posteze și ei ceva și au rămas înzepeziți. Fac un apel la responsabilitate, în primul rând, să facă doar acele drumuri absolut necesare, să se informeze, să ceară sprijinul autorităților, pentru că îi însoțim sau îi ajutăm să ajungă acolo unde au absolută nevoie. Și dacă totuși se încumetă să plece la drum, să-și echipeze Dumnezeului vehiculele care merg, cel puțin cu cauciucuri de iarnă, pentru că majoritatea dintre cei care au fost găsiți înzăpeziți, și aici în special tirurile, nu aveau nici măcar cauciucuri de iarnă.